36 de cărți, câte sunteți adevăr să spuneți? 36 de cărți, câte sunteți adevăr să spuneți? 36 de cărți adevăr să spuneți? Adevăr să spuneți 36 de cărți. Eu, doamna Britney Chițăliță, vrăjitoare din tată în fiu, din mamă în fiică, în a 12-a generație, cu harul pe care l-am de la Dumnezeu, scot de ochiul vrăjele și farmișile, întorc femeia la bărbat și bărbatul la femeie. Pentru asta îmi aduși zeci batiste, ouă de casă, după câți ani are bărbatul, are 30 de ouă, 30 de ani, 30 de ouă, 55 de ani, 55 de ouă. Dar numai ouă de casă. La ouăle de la magazin, farmișile nu lucrează. Și îi mai aduși 150 de lei și două fotografii atașa lui, să vă pun față în față și buz în buz și tăta și bă normal. Nu vă mai trebuie nică, pentru că eu, ahi, doamna Britney Chițăliță, cu harul pe care l-am. Hai să vedem, dar 36 de care 36. E că eu nu știu ce se întâmplă în ultimul timp, dar la mine nu vin nici femei lapadate de bărbați, nici bărbați cu coarne puse de femei, nici fete amăjite de flăcăi. Dar e că vin numai de ăștia de ocheți de politicieni. Ci că mă de ochet, mă fur în fiecare zi, dar îmi spune că mă iubește și eu nu pot face nică. Pități să-i fură ziua neanează mare, la tăți le spun că iubesc, și tăți să-și pierd puterea și sănătatea. 36 de cărți câte sunteți atâtea. În loc să le spună, măi băieți, ce faceți băi nesimțiților? Nică! Și de atâta eu, doamna Britney Chițăliță, cu harul pe care l-am în a 16-a generație, voi nu așteptați că eu nu am să vă descânt pe nimeni azi. Dar ia ca și v-am să vă spun eu vouă. Oameni buni, vă de ochet politicienii, abu de ochețe și vă pe dânsii mei. Dar știi cineva din voi cum se de ochii? Ha? Să te uiți rău la cineva? Nu drept. Să te uiți ghini la cineva. E ca așa. Ahi! Și de dorit să ai și cătătură. Ahi! Dacă cineva e frumos, ori e frumoasă, te uiți așa ea nu la dânsul și zici. Ahi, mai! Dar și fetiță frumușică, dar și frumusață de bărbat, dar și păr, dar și ochi, mai, mai, mai. Și până de seară omul chică la pat. Apoi ia ca și trebuie să faceți și voi cu politicienii noștri, înțelegeți? Pentru că voi și faceți. Îi grăiți de rău, îi huliți, dar lor astea le dă putere. Voi nu vedeți că ei din an în an se fac tot mai zdravi și mai naglie? Apoi ia ca oameni buni. Voi de vorbă vă uitați ia ca, să zicem, la craiul ăsta de roșu, da? La un filat, să zicem. Ohi! Mai! Dar și cheleșică balaioară și subțărică are! Mai, 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 mai! Bun, eu știu că el are o brază gros, dar voi nu ziceți asta. Lăudați-l, băi! Ohi! Mai! Dar și contrabandă faci el! Ai maladieț, ai brava! Am mai văzut contrabandă, dacă la dânsul la nimic, ai brava, măi, dar cum a furat el și mai fură milioane de la banca de economie, ai maladieț, ai brava, dar cum a scris el toate milioanele prin numele lui nepoțu, dar și nepoțu, valetul ăsta de dobă, și frumușel, și cumințel, și deștept, și brava. Și să vedeți voi cum până de seară Iisus sucă mâna și lui și lui nepoțu. Mai departe. Și dacă să chiși la pat craiul și al de roșu, deamă vă lasă să vină și dama de roșu, cum o cheamă femeia? Angelica. Lasă vină Angelica la mine ca să-i lecuiesc bărbatul, că eu așa lecuirea să dau că n-a să, și, n-a să poată duși. Și mai departe, uitați-vă nevoastre, ahi, 36 de cărți, 36 de cărți, la valetul ăsta de crușii, la chirica ăsta gaburici, da? Mai! Dar și de frumușel, dar și ochișor,
ori, dar și păr negru ca pana corbului, măi, dar și din alt el. Bun, eu știu că el e de un metru s chepcă, dar voi nu ziceți nică mai, laudați-l, laudați-l, mai, cu cât mai mare mișuna, cu atât mai puternic de ochiul. Măi, dar și de deștept el, dar cât de facultăți au făcut el. Și nu важно că el nu a terminat-o nici pe una. Dar voi laudați-l. Măi, dar cum conduci el guvernul șala, măi? Dar cum toți miniștrii tremură în fața lui, măi, și cum fac taman așa cum zice el, măi? Ai brava, ai maladieț, brava! Și o să vedeți voi cum până de seară se duce șaista la filat când lasă puterile și îl roagă să-și dea demisia de la guvern. A, dar stați că am uitat, de-am filat, ați și bălat. Apuga burici, a sântindu și el pe pat lângă filat și amândoi a să tremure cu tot cu pat. 36 de cărți și am ajuns 36 de cărți, 36 de cărți la craiul ăsta de verde. Placotnioc! Măi, oameni buni, măi, voi chiar nu vedeți cât e de nefericit omul ăsta? Nefericirea lui e așa de mare, că el nu poate împle cu nică. El săra cu înșearcă, ba atacuri Raider, ba hoții, ba tâlhărie, ba furturi de televiziuni, ba furturi de hoteluri, dar nică nu-l ajută, măi. El așteaptă că voi să-l laudați și să-i bateți din palme, dar voi, bandit, mafiot, oligar, e cam un plahotniuc și-a luat un mobilnic de aur. Cu portretul lui pe dânsul, frumos, a așteptat omul să ziceți, băi, și de crutoi plahotniuc, dar voi, oligarh și bandit. Și el se nervează omul, se nervează și fură mai mult și se înșudă. Băi, copchii, omul ăsta, nu a fost lăudat destul de mintitel, mă înțelegeți? El a crescut copchil nedolăudat, înțelegeți? Dar un copchil nedolăudat e o mare pacoste pentru țară. Ai. Apoi laudați-l, măi, Macaramu, dacă nu s-a pșeput nici măsa, nici tațul să-l laude de mititel. Așine acolo, frumuselu! Așine acolo face atacuri Raider, și la Victoria Bank, și la Banca de Economii, și la Asito. Ai, bravo! Mă, de așine acolo! Da insulele la izvor, da hotelul Codru. Dar și drive-ul făcut el amu sub coasta Parlamentului și-a lui stiorca asta de dobă Timofti. Ai, brava! Ai, maladeț! Măi! Dar voi învățați-vă de la banditul ăsta din Găgăuzia, cum mă cheam, din Burgurgi sau cum, care o zis mai dăunăs, Vladimir Gheorghevici Plahotniuc, ătul genii. Și l-ați văzut pe Plahotniuc a doua zi? Cu mințel, luninos la față, cu zâmbet, fericit omul. Voi vă dați seama și cadou a făcut Găgăuzul ăsta pentru țara noastră, dar pe a doua zi Plahotniuc n-a furat nica din țară. Țara asta s-a îmbogățit într-o zâct, într-o jumătate de an. Apa m-ați înțeles ce trebuie de făcut, măi, la politicieni ăștia noștri, ca să-i dea ochet și să le cheară puterile. Laudați-i, măi! Ai brava! Ai maladeț! Ai brava! Asta vă spun eu, Britney Chiseliță, vrăjătoare în a 20-a de generație. Ai! Brava! Ai brava! Ai maladeț! Ai brava!